Părinte, dați-mi o binecuvântare. Te binecuvântez să te faci carnaval duhovnicesc ca Sfânta Isidora cea nebună, să dobândești prefăcătoria cea bună. Vezi, sărmanii mireni sărbătoresc în fiecare zi prefăcătoria lor lumească și se îmbracă așa cum este lăuntrul lor. Mai de mult oamenii se îmbrăcau pentru carnaval o dată pe an, numai la lăsatul de sec. Acum cei mai mulți sunt mereu în carnaval, Adică, mai de mult carnavalul ținea o săptămână numai la lăsatul sec de carne pentru postul mare. Acum, în fiecare zi, fiecare se ca așa cum îi spune gândul. Au devenit cu desăvârșire ciudați, au înnebunit. Puțini oameni sunt modești, fie bărbați, femei sau copii. Astăzi, când am coborât în oraș, am văzut una cu o cordelă atât de lată ca un pansament cu niște cisme până sus și o fustă scurtă de tot. Mi-am spus, așa e moda. Altele merg cu niște tocuri foarte subțiri și foarte înalte. Puțin să calce strâmb și la medicul ortoped se opresc. De păr nu mă întrebam, toate culorile. Alta, Dumnezeu să mă ierte, numai a om nu semăna. O față sălbatică, cu țigara în gură, fu-fu și ochii roșii. Acum spun că au ca regulă să nu fumeze în casă când au copii mici, dar copiii deja se nasc, heringea fumați. Și din pricina cafelelor unii o pățesc, fac niște grimase. A plecat harul lui Dumnezeu, părăsire de săvârșită. Când eram în Sinai, ce era și acolo, nu mă întrebam. Cât mă durea când vedeam turistele ce veneau la mănăstire. În ce hal erau, ca și cum aș fi văzut icoane bizantine frumoase aruncate la gunoaie. Numai că acestea se aruncaseră singure. Odată am văzut una care purta ca un felon și am spus, Slavă lui Dumnezeu, iată și o femeie care poartă ceva mai cuvincios. În sfârșit, felon nefelon, cel puțin nu este ca celelalte. După aceea când s-a întors cu fața, ce să văd? Era deschisă cu totul. Unde a ajuns lumea? Mi-au trimis odată o fotografie a unei mirese ca să fac rugăciune să-i meargă bine în căsnicie. Dar rochia ei de mireasă era într-un hal. O astfel de îmbrăcăminte arată lipsă de evlavie față de o taină săvârșită în locul sfânt al bisericii. Oameni duhovnicești și nu se gândesc. Ce să facă ceilalți? De aceea spun, nici mănăstirile nu mai țin, nu mai există frână nicăieri. Astăzi oamenii sunt fără frână. Mai de mult, când existau și nebuni pentru Hristos, erau mai puțini nebuni în lume. Nu cumva ar trebui să ne rugăm pentru nebunii pentru Hristos să-i facă bine pe cei ce sunt într-adevăr nebuni și să apară alți nebuni pentru Hristos? În orice caz, astăzi auzi și vezi lucrurile cele mai ciudate. Unul mi-a spus, mi-a făcut cruce când am auzit, că astăzi este la modă ca trântorii să-și roadă hainele în anumite locuri, să le taie, apoi să le coase petice cu acul de cusut saci. Bine, un muncitor e firesc să fie așa, dar un trântor... După ce mi-a spus aceasta, a completat, Părinte, să-ți spun încă ceva și mai ciudat. Femeia mea a văzut odată în piața omoniei pe copilul unei familii prietene că avea pantaloni tăiați în partea din apoi. Copilașul meu, îi spune, puneți mâna în partea din apoi. Lasă-mă în pace, spunea acela, așa este moda. Să copii. Părinte, este bine că unii își pun pe bluze stampe cu sfinți? Dacă este pe bluze sau pe tricouri, este bine. În loc să pună pe diavolul mai bine pe sfinți. Dar dacă este pe pantaloni, nu se potrivește. Este lipsă de evlavie. Sunt unii evlavioși care poartă diferite lucruri de felul acesta. Când a mers Patriarhul Diodorus în America, au făcut niște bluze cu Patriarhul și Sfânta Sofia pe ele. Au făcut aceasta din evlavie? Ei, n-au făcut-o evrei, ci creștinii. Există și unii care fac lucruri bune, precum există și medici buni și există și șarlatanii. Părinte, toată această neurânduială vine și din influența străinilor. Ei, dar de unde să vină? De aceea spuneau în vremea noastră, oamenii din Smirna sunt. Era un loc lângă mare și mergeau mulți străini. Sfântul Arsenie era foarte aspru în această privință. În farasa era o tânără căsătorită și purta o broboadă colorată din Smirna. Sfântul i-a făcut observații în repetate rânduri a sfătuit-o să o arunce și să se îmbrace modest ca toate femeile din Farasa. Dar aceea nu ascultam. Într-o zi, văzând o sfântul Arsenie că poartă iarăși acea broboadă tărcată, i-a spus cu asprime, boli europene nu vreau în Farasam. Dacă nu te vei îndrepta, să știi că toți copiii cei vei naște vor pleca în gerași după ce îi vei boteza, iar tu nu te vei bucura de niciunul. Și fiindcă nici atunci nu s-a îndreptat, i-au murit doi îngerași. Numai atunci și-a venit în fire, a aruncat broboada cea tărăcată și a mers la Sfântul Arsenie și și-a cerut iertare. Părinte, hainele de culoare închisă ajută în viața duhovnicească pentru unul care vrea să se facă monah? Da, hainele de culoare închisă ajută foarte mult. În felul acesta, cel ce le poartă se desprinde de lume, pe când cu cele colorate rămâne încurcat în lume. Iar cel ce spune, voi merge în mănăstire și acolo voi purta haine negre, voi merge în mănăstire și acolo voi face canonul, lucruri negre va face și acolo, când va mergem. Atunci când este în lume și face cu bucurie ceea ce fac monahii și dorește aceasta cu tot sufletul, unul ca acesta și în lume se bucură duhovnicește, iar după aceea, în călugărie, va urca și câte două și câte trei trepte odată. Părinte, uneori copiii care cred și se îmbracă cu vincius au un război cumplit din partea celor mari. Dacă ei cred și fac aceasta cu toată inima, îi pun și pe cei mari la locul lor. Am cunoscut o fată ce purta haine negre și mâneci până just. Era foarte evlavioasă. Odată, o bătrână modernă îi spune, Nu-ți e rușine, tu, fată tânără, să porți haine negre și mâneci lungi?" Fiindcă nu vedem exemple de la dumneavoastră, i-a răspuns aceea, cel puțin noi să purtăm haine negre și cuvincioase. Și astfel a pus-o la punct. Dar vezi câte una care, de îndată ce rămâne văduvă, se și îmbracă cu haine tărcate. Dar ce să mai spui? Sora mea a rămas văduvă la 23 de ani și nu și-a mai scos hainele decente și negre până ce a murit. Pentru mine sunt mai fericite văduvele care poartă negru în această viață, chiar și fără voie, și trăiesc o viață duhovnicească albă slavoslovin pe Dumnezeu fără să murmure, decât nefericitele ce poartă haine tărăcate și trăiesc o viață tărăcată. Odată, ca să-l încurce pe Solomon, i-au adus înainte un grup de băieți și un alt grup de fete, la fel îmbrăcați într-o toate, ca să-i deosebească. Acela i-a trimis la o ceșmea și i-a pus să se spele. După felul cum se spălau, i-a deosebit. Fetele aruncau cu grijă și cu sfială apa pe față, în timp ce băieții o aruncau cu vioiciune și făceau zgomot din lovirea feței lor cu palmele. Astăzi băieții au imitat atât de mult femeile încât de multe ori nu se deosebesc de ele. Mai de mult puteai distinge bărbatul de femeie de la 500 de metri. Acum, de multe ori, nici măcar de aproape nu-ți poți da seama ce este. Nu-ți dai seama ce este, femeie sau bărbat. De aceea, prorocia spune că va veni vremea când oamenii nu se vor putea distinge. Bărbatul nu se va mai deosebi de femeie. Bătrânul Arsenie Peștereanul, pustnic în peșterile din Ținutul Sfintei Ana din Sfântul Munte, a spus unui tânăr care avea păr până jos, Bine, dar tu ce ești, băiat sau fată? Nu se putea distinge. Mai de mult erau tunși cei ce veneau în Sfântul Munte. Acum vin așa cum sunt. Eu însă îi tund cu foarfe cele cu care tai lâna atunci când împletesc metanii. Câți nu am tuns? În spatele altarului îi tund. Când vin unica aceștia le spun, am făgăduit unora cu chelie să le dau păr, Arătați dragoste și dați părul. Ce să facem acum? Am făgăduit. Dar ei sunt de acord, părinte. Trebuie să știi cum să le spui. Nu încep să mă iau de ei și să spun, în felul acesta veniți, nu voi e rușine, nu cinstiți acest loc sfânt. Ci le spun, brevoinicilor, voi cu acest păr vă necinstiți bărbăția voastră. Dacă ați vedea un ofițer în omonia că umblă cu geantă femeiască, cum vi s-ar părea? Se potrivește mai copilem? Trebuie să-l tăiem! Și îi tund. Știți cât păradun? Câteodată, dacă vreunul se împotrivește și începe să întrebe, de ce, etc., îi spun, Ce, de ce? Nu sunt călugăr? Fac călugării, Asta e treaba mea. Totul este modul cum le spui încep să râdă și după aceea îi tund. Nu le schimb numele. Numai pe unul l-am numit Axionestin, pentru că în ceasul acela treceau pe acolo cu icoana Axionestin. Dacă ați ști cât se bucură părinții atunci când îi tund pe copii, știți câte binecuvântări primesc de la părinți, de la mame? Numai pentru aceasta mă va ierta Dumnezeu. Acum a ieșit altă modă, să-și tundă părul, dar să-și lase înapoi niște coame. Bretinere, ce noi mă are coada aceasta? întreb câteodată. Iar ei îmi spun, o lăsăm ca să ia aminte ceilalți de noi. Măi copile, chiar dacă îi vei plăti, nu cred că vor lua aminte la voi, căci au atâtea probleme. Vezi pe alții cogeamite flăcăi că își pun cercei. Câți cercei am scos eu? Părinte, unii poartă numai câte un cercel. Anarhiștii sunt cei care poartă un cercel. Un cercel în ureche este simbolul anarhiei. Nu îl pun din pricina a femeierii, ci își găuresc urechea și îl pun ca semn de împotrivire. A venit odată la colibă un tânăr cu tatăl său. Era de 22 de ani, cu păr lung, barbă și un cercel în ureche. Nu ți se potrivește, îi spun. Mulți vă iau în nume de rău, eu însă nu. Oamenii nu știu că sunteți anarhiști și vă iau în nume de rău. L-a scos după aceea și mi l-a dat. Era de aur. dă unui aurar ca să-ți facă o cruciuliță, i-am zis eu. Părinte, alții își pun cercel și în nas. Aceasta înseamnă că diavolul le-a pus inel în nas, numai că păstrul nu se vede. Sunt unii care poartă la gât lanțuri lungi de aur. L-am săpunit bine pe unul. I le-am scos și apoi i-am zis să le dai la vreun orfan sau să le dai mamei tale ca să le dea la vreun sărac. După ce l-aduc la socoteală, îmi spune ce să fac. Să începi, îi spun, prin a purta o cruciuliță cu un singur lănțișor. Bărbați și să poarte aurării și au niște lanțuri lungi de aur, câte două-trei rânduri, lucru pe care nici prințesele nu-l fac. Își pun lanțuri la gât ca să-i vadă ceilalți, iar apoi vin să-și spună problema. Dar problema acolo este. Unii ca aceștia merită canon. Unora li le iau, altora le spun să le dea milostenie ei singuri. Au întrecut măsura. Au devenit oameni de nimic. Alții își poartă zodia la gât, îl întreb pe unul: Ce e asta? Pentru prima dată o văd. Este Zodia mea, îmi spunem. Iar eu credeam că este o iconiță cu mai Domnului. Bine, dar sunteți animale deportați, Zodii? Îl întreb. Toane, neorânduiala la lăuntrică răbufnește în afară. Să facem multă rugăciune ca Dumnezeu să lumineze tineretul, să se păstreze puțin aluat.